Avem o stradă de 500 de metri lungime și aici este strada Ciocârlei, se va turna asfalt pe 500 de metri, iar pe strada Palatului se va face intrarea în localitate până în pasajul căii ferate, pe o lungime de 90 de metri. Este o stradă care n-a mai fost reparată de foarte mulți ani și acum am reușit să obținem banii să putem să o ducem la nivel de asfalt covor. Ea a avut vreodată asfalt sau niciodată, nu, aceasta? A avut doar partea de tratament bituminos și piatră, dar fiind foarte vechi, de 20 de ani, practic s-a deteriorat foarte puternic. Și această stradă face parte dintr-un proiect cu alte străzi din cartierul, din satul Galeșu, din Nazarcea. Mai avem un proiect de asfaltare în cartierul Via, pe celelalte străzi, care face parte dintr-un alt proiect și dintr-un alt contract, unde așteptăm să vină constructorul. Ordinul de începere a lucrărilor este dat de la 1 septembrie, dar datorită faptului că toate firmele care au mai rămas viabile în România sunt foarte aglomerate și duc o lipsă acută de forță de muncă, se întârzie începerea lucrărilor. Sperăm ca vremea să țină cu noi și măcar în această iarnă să facem partea de terasament de macadam, astfel încât în primăvară să putem să punem asfaltul și în următoarea perioadă să avem totul asfaltat în localitatea Poarta Albă, în cartierul Via. Pentru că, practic, prin aceste două lucrări, cartierul Via va fi asfaltat în totalitate. Când a început aici? Lucrarea este începută acum o săptămână. Și cam când sperați că o vedeți gata? Sperăm ca în cel mult o săptămână să fie totul gata. Este o grădiniță cu trei grupe, suficient pentru acest cartier, unde la momentul actual avem două grupe și datorită faptului că avem o creștere a natalității, spre deosebire de foarte multe localități unde scade natalitatea, noi avem o creștere și am luat în calcul să avem și a treia grupă. Și am proiectat o grădiniță cu trei grupe, am solicitat Ministerului Educației să ni se aprobe o grădiniță cu trei grupe, s-a aprobat, au început lucrările și așa cum vedeți suntem deja la stadiu de placă peste parter, mai trebuie turnat un dom, o ridicătură deasupra holului unde va fi un luminator natural pentru a avea lumină cât mai multă naturală în hol și în clase. Această grădiniță ar fi trebuit să fie gata, dar datorită situației din România, în decembrie anul trecut, primul constructor a renunțat la lucrare datorită lipsei de forță de muncă și faptul că nu și-a mai permis să ducă această lucrare, iar timp de 11 luni ne-am chinuit să găsim alt constructor, am adus mai mulți constructori să vadă despre ce e vorba, stadiul lucrărilor, dar niciunul nu a dorit să se înhame la lucrare, dar deoarece nu aveau putere. Și în special toată lumea acuză lipsa forței de muncă. După 11 luni am găsit o firmă care terminase alte lucrări și a fost destul de bine intenționat, spunând că în primăvara anului următor, în aprilie, va fi gata. Au muncit chiar și în weekenduri. Noaptea, au stat și noaptea când a fost cazul pentru a finaliza, pentru a recupera din timpul pierdut, dacă se mai poate, iar promisiunea este că în primăvara lui următor vom avea clădirea gata cu tot ce înseamnă anexe, utilități, tot. Din păcate, este o întârziere de aproape un an de zile și copiii au condiții și în clădirea în care funcționează acum grădinița, dar este în cadrul școlii și ar fi de preferat ca cei mici, de asta am și gândit o clădire separată, așa cum prevede și legislația, să grădinița să fie separată de școală. Cu o întârziere de un an de zile, cu părere de rău, vom avea grădiniță la anul,
în toamna anului următor, când va începe nou an școlar, cu tot ce înseamnă dotări, centrală termică, condiții din cele mai bune, iar copiii vor începe în această clădire, în această grădiniță anul școlar.